Având în vedere marea varietate de rase și de temperamente de câini, alegerea cățelușului ca animal de casă este în realitate cea mai dificilă. Luând însă în calcul comportamentul social submisiv, adică supus, înțelegem că putem alege un cățel dacă micuțul are un temperament predominant sangvinic. Copilul sangvinic este caracterizat prin energie și necesitatea de contact social permanent. Cum recunoști un micuț pentru care iepurașul este animalul cel mai recomandat? Vezi dacă acest copil este caracterizat prin nevoia permanentă de a oferi și primi afecțiune. Teama de singurătate și uneori de întuneric, emotivitate, neatenție, nesiguranță de sine, ezitare, fire visătoare, uneori dificultate în comunicare. Dacă vreți să vă responsabilizați copilul și să-i dați o sarcină în plus, așa încât el să conștientizeze că are ceva de făcut și nu doar să își petreacă timpul liber stând pe calculator sau făcând alte activități, încât el să știe că trebuie ceva să facă de mic, achiziționați un animal de companie. Puteți să-l achiziționați începând de la un peșișor beta, un cățel, rozătoare, fie păsări, fie chiar de ce nu un acvariu. Oricare animal lent în mișcări este de obicei adorat de copiii de vârstă mică cu temperament opus, foarte vioi, sau de melancolicii extrem de sensibili sau emotivi de vârste mai mari. Păsările de colivie, cum ar fi canarul și papagalul, sunt mai degrabă compatibile cu temperamentele mai puțin sociabile și mai ales cu cele non-emotive. Astfel s-a dovedit că unii copii flegmatici și unii copii melancolici foarte echilibrați emoțional pot visa mai ușor în prezența unor animale ținute mai la distanță, precum canarii sau alte păsări izolate în colivie. Prezența pisicuțelor este asociată în mod inconștient de copii cu feminitatea, frumusețea, dar și cu independența, misterul și nesiguranța. Pisicile sunt cel mai frecvent compatibile cu temperamentele flegmatice. Însă mai multe despre alegerea animăluțului de companie aflați în această săptămână din emisiunea Tendințe Shopping. Vineri, începând cu 13:30 și sâmbătă de la 11:30, doar la TV Plus Suceava. În plus, toate edițiile pot fi urmărite online pe contul de Facebook al emisiunii Tendințe Shopping.